Curba de pe șoseaua Alba Iulia, din panta care coboară dinspre strada Andrei Șaguna, este o adevărată capcană pentru șoferi, mai ales pentru cei grăbiți care nu respectă indicatoarele rutiere, după cum spune un instructor auto. Și asta pentru că, pe lângă faptul că este o zonă periculoasă, curba are și o înclinație spre dreapta, ceea ce o face mai greu de abordat. Instructorul a explicat cum trebuie șofat aici pentru a se evita evenimentele neplăcute. Municipalitatea a anunțat miercuri că au început lucrările de modernizare a rețelei de distribuție cu apă potabilă și înlocuirea branșamentelor la imobilele de pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu. Lucrările se vor desfășura etapizat, pe tronsoane scurte de la intersecția cu Calea Dumbrăvii și până la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Circulația nu va fi închisă, ci va fi afectată doar prima bandă de pe sensul spre Șelimbăr. Lucrările se vor desfășura până în 25 iulie. Magazinul Lidl de pe șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu ar urma să se demoleze, iar în același loc să fie construit un alt magazin, dar cu etaj. Documentațiile de urbanism au fost supuse consultării publice de către autoritățile locale. Viitorul magazin va avea mai multe locuri de parcare, 100 dintre ele fiind la exterior și 38 în interiorul parterului. De asemenea, compania promite să facă mai multe spații verzi și să planteze copaci. Acesta este al doilea magazin care se va demola. Primul, care se află pe strada Roșciorului, va avea tot două nivele.